E bucurie imensă în familia Simonei Halep, tatăl sportivei, tocmai aflat despre decizia TAS care îi permite sportivei să se întoarcă pe terenul de tenis. În cele din urmă, adevărul a ieșit la iveală, a declarat Simona Halep într-un comunicat de presă, după ce suspendarea a fost redusă de la 4 ani la 9 luni de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Știam de prima dată că așa se întâmplă. Eu v-am declarat de prima dată că Dumnezeu are grijă, va rezolva problema. Așa cum s-a întâmplat. Ce simțiți? Cum vă simțiți? Cum e Simona? Păi noi simțim puțin supărați. Pentru că nu trebuia să întâmple ce s-a întâmplat. Da? Asta e, sunt riscurile vieții. Ați sunat-o pe Simona, care e starea de spirit? N-am sunat încă, de-abia acum am ajuns acasă. O sunați, vorbiți? Păi trebuie să vorbim normal. Unde este? Acum? La Dubai. Când ați fost prima dată aici la poartă la mine, v-am spus atunci, da? V-am spus că Dumnezeu va face dreptate, că nu suntem curați față de Dumnezeu. Și Domnul a făcut dreptate. Deci, de atunci mă așteptam, dar trebuie să treacă puțin timp. Făcea pregătirea. Deci n-a ezitat să întrerupă și să menține în formă. Când credeți că va reveni în competiție? În prima competiție? Asta mă întreb și eu. Pentru că încă nu putem să știm când va fi pregătită pentru competiție. De atât timp când nu ești pătat în suflet, totul se rezolvă, dar cu răbdare. Cel mai scurt drum către Dumnezeu e răbdarea. Dacă avem, ajungem acolo. Multe voci, chiar și din România, multe voci care au condamnat-o pe Simona, că e trișoare, că nu știu ce, că a trișat. Uitați că n-a... Serena Williams. Nu. Nu, declarațiile Serenei au fost întotdeauna bune către Simona și nu e. Problema este aici la noi în țară.